Bună dimineața și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Bine ai revenit, lună de august, dintr-un an atipic. Ce ne așteaptă în această lună rămâne de văzut. Cert este că pe litoral, de exemplu, sunt noi măsuri de aplicat cu strictețe. Este încă perioada concediilor de vară, iar regulile sanitare trebuie respectate de altfel oriunde. Avem așadar a 8-a lună din an august, denumire care vine de la numele primului împărat roman Cezar August. Luna are 31 de zile pentru că împăratul a dorit ca această lună să aibă tot atâtea zile câte are luna lui Iulius Cezar, luna iulie. În România, luna august popular are mai multe denumiri zonale: gustar, augustru, măselar, secerar. Și tot din Wikipedia menționăm câteva evenimente petrecute la 3 august. Ei bine, în anul 1492, Cristofor Columb a început prima sa călătorie spre America, expediție încheiată în martie 1493. În 1601, trupele lui Mihai Viteazu și cele ale lui Gheorghe Bast obțin în bătălia de la Guruslău victoria împotriva celor transilvanene conduse de Sigismund. Tot la 3 august, dar în anul 1778, se inaugurează Teatrul Scala din Milano. În 1914, în România, are loc Consiliul de Coroană din 3 august, desfășurat la Castelul Peleș, la inițiativa regelui Carol I, unde se dezbate problema intrării României în primul război mondial. S-a votat cu majoritate zdrobitoare în favoarea neutralității. Tot la 3 august 1919, armata română intră în Timișoara și aduce o mare contribuție la reîntregirea teritoriilor românești. De altfel, astăzi este marcată ziua municipiului Timișoara. Îi salutăm pe toți cei care ne privesc pe Facebook din frumosul oraș și le urăm la mulți ani. Alte evenimente din calendarul virtual: în 1941 are loc un puternic bombardament sovietic asupra municipiului Constanța. Catedrala și alte clădiri din zona peninsulară sunt grav afectate. În 1963, formația The Beatles a apărut pentru ultima dată la Cavern Club din Liverpool, după ce au susținut în acel local peste 300 de spectacole. Și ne oprim aici cu evenimentele zilei. Urmează la Antena 3 Pitești retrospectiva știrilor săptămânii prezentate de Cristina Munteanu, apoi servim cafeaua cu piper alături de reprezentanții ai Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal Argeș. Mișcări importante pe scena politică le dezbatem împreună. Dana Popescu sunt eu. Bună dimineața încă o dată tuturor, cu responsabilitate sporită. Sunt Cristina Munteanu, bun găsit la 7 zile în Argeș, emisiunea sinteză evenimentelor săptămânii care s-a încheiat. Nu s-au închis în această săptămână localități în Argeș, dar vom purta masca obligatoriu și în spații deschise, pe stradă sau oriunde stau alături două persoane. Și copiii peste 5 ani vor purta masca de protecție. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a impus ultimele restricții pentru tot județul. Suntem pe un trend crescător în Argeș, suntem din păcate într-o perioadă în care raportăm aproximativ 100 de persoane în mod constant. Dar am speranța că de acum încolo lucrurile se vor îmbunătăți. Nu considerăm în acest moment că izolarea și carantina sunt soluții eficiente pentru județul Argeș. De aceea am venit în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență cu propuneri adaptate legate de sursele de focar pe care noi le-am identificat la nivelul județului Argeș. Așa cum știți bine, în săptămâna trecută am impus niște măsuri restrictive suplimentare care vizează, pe de o parte, închiderea târgurilor, închiderea piscinelor, am limitat programul de funcționare al teraselor, iar astăzi, în urma numeroase discuții, dezbateri, în urma unor întâlniri pe care le-am avut cu reprezentanții ministerelor, instituțiile deconcentrate, în urma întâlnirilor pe care le-am avut cu primarii din localitățile afectate, în urma întâlnirii de astăzi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care însumează peste 40 de instituții ale statului reprezentate în județul Argeș, am identificat o serie de alte măsuri restrictive suplimentare pe care le vom adopta, pe care le-am adoptat și pe care le vom aplica în perioada imediat următoare, soluții care ne vor permite să ținem sub control pandemia. În sensul acesta, am dispus ca toate evenimentele private care se vor organiza în perioada următoare se vor supune restricțiilor de program conform restricțiilor în vigoare pentru terase.
astfel încât toate evenimentele private, indiferent dacă sunt de tipul nuntă, botez, cununie, petreceri private, vor putea să se desfășoare până la ora 22 în timpul săptămânii, iar în weekend la ora 23 vor fi închise. De asemenea, am luat măsura generalii obligativității portului măștii de către toate persoanele cu vârsta de peste 5 ani în toate locurile publice sau private, închise sau deschise, oriunde există o aglomerare de persoane, unde sunt mai mult de două persoane în același loc, masca devine obligatorie. Toate aceste măsuri se aplică nediscriminatoriu pentru toate localitățile județului Argeș. De asemenea, am stabilit ca regulă fundamentală pentru toate instituțiile statului să-și adapteze activitatea, să respecte la maximum toate prevederile legale legate de aplicarea măsurilor sanitare de prevenire și, în mod special, obligativitatea găsirii de soluții pentru asigurarea distanțării fizice în cadrul instituțiilor respective, iar instituțiile publice, fără diferență, în acest moment trebuie să găsească astfel de soluții. De mai bine de o săptămână, autoritățile au fost în alertă. În Argeș avem transmitere comunitare generalizată a coronavirusului. 90% dintre localități au cel puțin 1, 2 sau 3 cazuri de infecții cu COVID-19. Cum se explică valul de creștere a numărului de bolnavi? Posibilele surse majore sunt marile platforme industriale din jurul orașelor Pitești și Mioveni, transportul public aglomerat la schimbarea turelor, dar și lipsa de responsabilitate a oamenilor. Portul măștii și distanțarea la mai mult de un metru sunt cele mai sigure modalități de evitare a îmbolnăvirilor. Autoritățile au mobilizat toate forțele MAI, au intensificat controlele. 9 instituții au echipe mixte de control și prevenție, însă nu toți cetățenii au înțeles încă. De responsabilitatea lor depinde sănătatea fiecăruia și revenirea mai rapidă la o viață normală. Odată cu explozia cazurilor în Argeș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a năsprit măsurile. S-au închis piscinele și sălile de sport, s-a redus programul teraselor, s-au intensificat controlele. Nimic nu este însă suficient în lipsa efortului comun. Argeșenii trebuie să știe că presiunea pe spitale este foarte mare. Pacienții așteaptă pe listă pentru a fi internați. Se fac eforturi pentru a fi monitorizați și tratați în cele 3 spitale principale din Mioveni, Pitești și Câmpul Lung, dar și în spitalele suport. 15 locuri cu monitorizare și ventilație mecanică avem pe terapie intensivă în Argeș și se fac eforturi pentru aducerea unei unități mobile, a tirului ATI, cu 12 locuri suplimentare, pentru asigurarea unor situații dificile. Carantinarea orașelor nu este o soluție, deși se poate obține un ordin de ministru care să permită izolarea oamenilor. Autoritățile încearcă alte măsuri înainte de izolare, pentru că și românii trebuie să învețe comportamente, distanțare și purtarea măștii, și mai ales să piardă atitudinea de a tot cunoscător și mentalitatea las că merge și așa. Ultimul tir de terapie intensivă din România, al patrulea, a ajuns la Pitești marți seară. Asta pentru că Argeșul are nevoie de o gură de oxigen în condițiile în care toate paturile ATI sunt ocupate. Tirul ATI de la Pitești are 12 paturi cu ventilatoare. Argeșul are de astăzi o unitate mobilă de terapie intensivă cu 12 paturi. Încă din 20 iulie, prefectul Emanuel Soare a hotărât în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ca să se întreprindă toate demersurile în vederea suplimentării numărului de paturi ATI disponibile în cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești. Acest lucru s-a făcut prin solicitarea unei unități mobile cu paturi pentru terapie intensivă, care va fi folosită pentru pacienții COVID-19 pozitivi și va fi deservită de personalul dedicat al Spitalului Județean de Urgență Pitești. Această unitate mobilă a ajuns miercuri seară în curtea spitalului. Este vorba despre un tir ATI dotat cu 12 paturi, având alături de gaze medicale toate echipamentele necesare unei astfel de secții, respectiv ventilatoare, monitoare și injectomate. De altfel, este ultimul tir de ATI din țară disponibil. Secția de ATI vine ca o ultimă rezervă în lupta cu această boală necurățătoare. Noi trebuie să avem astfel de facilități, dar sperăm să nu se ajungă aici. Din păcate însă virusul este destul de ciudat, în sensul în care poți să fii o persoană fără simptome astăzi, peste câteva zile poți să ai nevoie de secția de ATI. În această perioadă nu mai sunt locuri în spitale.
Vedeți, noi am depus niște eforturi foarte mari pentru a obține această unitate mobilă de ATI. Era ultimul echipament disponibil în țară. Vă spun că sunt foarte mândru de județul pe care reprezint, sunt foarte mândru de guvernul pe care reprezint, pentru că s-au făcut eforturi intense de a convinge și de a motiva la nivel central pentru a putea obține acest echipament, pentru că sunt foarte multe județe care au luptat, este nevoie de el peste tot. Noi am reușit ca prin eforturi personale, prin lobby-ul care s-a făcut de la nivel local, avem prieteni foarte buni la nivelul guvernului, de altfel Argeșul este în vizorul guvernului și întotdeauna strigătele noastre de ajutor sau de sprijin au răspuns foarte bun. Astăzi, iată, suntem aici în urma unor eforturi pe care noi le-am făcut de la nivel local. Vreau să mulțumesc în primul rând primului ministru pentru că a fost receptiv, domnului ministru Tătaru, de asemenea domnului secretar de stat Raed Arafat, conducătorul Departamentului pentru Situații de Urgență și de asemenea președintului Autorității Naționale pentru Arhivele, pentru Rezervele Statului, care este reprezentant al Guvernului alături de prefect în județul Argeș. S-au făcut niște eforturi foarte mari, ne bucurăm însă că eforturile noastre au fost astăzi încununate de succes și putem să ne bucurăm că medicii, în primul rând, au primit astăzi un instrument util pe care îl pot folosi în munca dumnealor. Președintele PNL Argeș, Adrian Miuțescu, a ținut să-l felicite pe prefectul Emanuel Soare pentru aducerea în Argeș a ultimei unități mobile de terapie intensivă din România. Îi mulțumesc pe această cale domnului prefect Emanuel Soare, care s-a implicat total în proiect și a cerut în 20 iulie în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență o unitate mobilă cu paturi pentru terapie intensivă, care va fi folosită pentru pacienții COVID-19 pozitivi, dar și ministrului Sănătății Nelu Tătaru și secretarului de stat din Ministerul de Interne Raed Arafat, care ne-au sprijinit în acest demers. În contextul creșterii numărului de infectați în Argeș, presiunea pe spitale este foarte mare, declară autoritățile. Astfel, prezența tirului ATI oferă o gură de oxigen sistemului sanitar județean. Este o mare realizare aducerea unității mobile la Pitești. Crește siguranța actului medical. A doua veste bună este că Fundația Mereu Aproape, alături de Fundația pentru Smurd, Crucea Roșie, Lidl, România și Rompetrol, au făcut demersurile pentru achiziționarea celui de-al cincilea tir ATI din România. În acest caz, ventilatoarele vor fi cumpărate de Guvernul României, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Unitatea mobilă ATI, odată ajunsă în locație, poate fi montată și funcțională în 4 ore de când există acces la electricitate. Coordonatorul tirului mobil, dr. Radu Rotaru, a oferit câteva informații despre funcționarea și utilitatea acestuia. Este ultimul pe care România îl are și pe care îl montăm undeva, primele fiind în ordine Ploiești, după care Galați, după care Timișoara. Ploieștiul și cu Timișoara funcționează deja, Galațiul a avut o problemă de personal acolo, infectându-se mulți medici, atunci n-au putut să dea în funcțiune, fiind oarecum la limită chiar și cu medicii pentru spital, dar pentru unitate. Sunt practic 12 paturi de terapie intensivă, fiecare cu monitor de terapie intensivă, cu o consolă cu 6 injectomate pentru fiecare pat și ventilator. Sistem de aspirație care este generat de o pompă de presiune negativă din burta tirului și practic am exact ca în spital, din perete, n-am nevoie de aspirator portabil. Sistem de gaze medicale, oxigen, care poate funcționa în două variante, prin butelii de 50 de litri pe care le punem în camera tehnică a tirului și am 6 spații de 50 de litri de butelii, sau conexiune direct la rețeaua spitalului, la butelia de oxigen lichid a spitalului, care va dura câteva zile până se realizează, dar unitatea poate funcționa strict pe butelile pe care le punem în trailer. O asemenea unitate mobilă ajunsă și în Argeș este soluția perfectă pentru situațiile limită ale locurilor convenționale. Este impresionant că tirul a ajuns la Pitești, dar este foarte trist că el va fi folosit pentru tratarea oamenilor grav bolnavi. Joi a fost prima zi în care argeșenii au fost obligați să poarte masca și în spațiile deschise. Este obligatoriu pentru grupuri mai mari de 2 persoane care nu locuiesc în aceeași locuință. Copiii cu vârsta de 5 ani sunt exceptați. Decizia Comitetului pentru Situații de Urgență a creat curente de opinie diferite, de la a accepta purtarea măștii la convingerea că ne confruntăm cu o manipulare. Urmărim opiniile argeșenilor. Se pare o prostie că ce? Nu acoperă, nu ajută cu nimic. E un aer liber, e o sârmă, pânză, pardon, care ce? Virusul se ia și prin contact, nu doar respiratoriu. Cu toate acestea o porți? Să nu-mi iau amendă. De frică amenzii, că e mare. Dar nu crezi că e măsură utilă? Spare o prostie totală. Sunteți de acord cu măsura autorităților de a purta mască și în aer liber? Ce părere aveți? Sigur că da. De acord? Da. De ce? Da.
Pentru că este cea mai simplă măsură de protecție. Dacă specialiștii spun și doctorii spun că este cât de cât eficientă, o respectăm, fără să comentăm. Asta cred că e problema aici în România. Oamenii nu înțeleg că totuși este o problemă. Virusul este o problemă nu numai aici, peste tot în lume. Și toate statisticile care se fac și dovezile care sunt, ar trebui și lumea să înțeleagă că e o problemă. Faptul că noastră ne întrebați pe noi deja este un semn de întrebare a situației. Deci se putea folosi chiar fără întrebări, adică folosim și gata. Dar vă simțiți confortabil? Nimeni nu se simte confortabil, e căldură, dar asta e situația, să facem. Alții au suferit războaie și alte situații. Pentru noi asta e și gata. Da, dar acum pe căldura aceasta nu prea o pot suporta. Dar o purtați? Da, n-avem încotro. Credeți că este eficientă? Chiar nu știu, sperăm că da. Foarte bolnavă cu inima și cu toate celelalte și mi-e foarte greu să o port mereu, dar în aglomerație o port. Dar sunt de acord cu tot ce consideră cei care sunt în măsură să ne dea indicații și să ne ajute. Foarte bună. Și în aer liber? Cine suportă cu asoție permanent. De exemplu, eu nu prea o suport. Am două intervenții pe corp, știți? Și am o respirație mai dificilă. Dar ca să fim precauți, să ne ferim, o purtăm. Asta e. Este normal, pentru că oamenii nu sunt precauți. Vă spun din experiența asta, de când a început pandemia până acum. Dar nici așa nu e ok. Deja am transpirat, deja nu mai pot să respir, iar pentru copil nici atât. Eu nu pot să-i pun mască. Eu nu pot să respire. Păi nu pot să respir cu ea. De altfel și pentru copii. Da. Păi asta spun, ea are 8 ani. Adică și o să trebuiască să poartă magazine mască. Și așa că acum am evitat să intrăm în magazin tocmai de asta. Ca să nu fiu nevoită să-i pun mască. Dar până la urmă credeți că este o măsură eficientă? Sinceră să fiu, nu știu. Nu știu, pentru că eu port mască, dumneavoastră purtați, dar sunt unii care nu poartă mască. E o mare manipulare. Nu credeți că este eficientă totuși? Nu. Dar o purtați? Păi, ce e o obligație. Suntem de acord, sigur, ce să mai. Chiar și pentru copii, începând cu 5 ani? Păi da, uitați. Poartă mască, da? Credeți că este eficientă? Eu cred că da. Ajută, nu? Da. Cred că da, da. Și o veți purta de fiecare dată? Noi o purtăm, da. O purtăm, da. Te deranjează masca? Spune, nu. Nu. Da. Creșterea cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 i-a determinat pe argeșeni să se gândească de două ori atunci când aleg destinația de concediu. E riscant să pleci în concediu la munte sau la mare? Nu, dacă respecti regulile, spun operatorii din turism. Clienții sau cetățenii județului Argeș au avut un recul, adică cel puțin săptămâna trecută pot să vă spun că s-a simțit o lipsă crasă a cererilor, inclusiv pentru România, nu mai vorbim de partea de exterior. Dar nu s-au anulat pentru că aici am manageriat noi, să zicem, foarte bine situația, încercând să găsim soluții cu hotelierii români pe de o parte și cei bulgari pe de altă parte, în situația în care s-ar fi blocat orașul și nu numai orașul, și zonele limitrofe, să putem să-i ajutăm măcar cu reprogramări pentru 2021, pentru că aici nu mai era vina nici a clienților, nici a noastră, nici a hotelierilor, era o decizie luată de prefectura locală și atunci bloca activitatea economică a mai multor companii. E de plecat în concediu sau nu? Întreb un operator în turism. Din punctul nostru de vedere și vă spun cu toată sinceritatea, da, atâta timp cât noi suntem responsabili ca și turiști, nu văd un risc, cel puțin pe plan național, atâta timp cât avem grijă să păstrăm acea distanțare socială. La mare, la noi, se păstrează distanțarea socială. Cum vă sfătuiți clienții? Sunt și hoteluri care păstrează acea distanțare socială, sunt și hoteluri care, să zicem, nu păstrează ad litera această distanțare socială, dar depinde foarte mult de om, depinde foarte mult de autoritățile locale și la fața locului, pentru că ar trebui să meargă în vizită, să vadă, nu neapărat să blocăm destinații, să blocăm orașe, să punem la punct niște lucruri, adică să le respectăm cu sfințenie. Dacă noi aici le respectăm cu sfințenie, de ce nu și dumnealor în altă parte? La această oră, turiștii argeșeni care vor să plece în Grecia sau altă destinație în care este obligatoriu testul COVID, nu au unde să facă această testare. Laboratoarele din Argeș sau București, de stat sau private, au programări pe
săptămâni întregi, așa încât cei mai mulți își vor pierde vacanțele. Una dintre cele mai aglomerate zone de parcare din Pitești este zona Policlinicii Brătianu, față și spate. Locatarii au avut zilele acestea o surpriză frumoasă. Spațiul public este reamenajat cu tot cu parc pentru relaxare. Timp de o săptămână, lucrătorii administrației domeniului public, poliția locală, vecinii din blocuri și primarul Cornel Ionică au fost ocupați în cea mai aglomerată zonă de parcare din centrul Piteștiului, fața și spatele Policlinicii Brătianu, unde există și spații medicale suplimentare. La solicitarea locatarilor, primăria a realizat o amplă acțiune de reamenajare, intervenție, canalizare, asfaltare alei de acces, marcaj rutier, curățare și toaletare a zonei. Cu trei brațe ultramodern, dacă îl puteți filma acolo, am început deja lucrul la el, dar l-am abandonat în ghilimele lucru pentru a acționa pe zona unde sunt foarte multe mașini. În momentul în care, pentru că azi ne propunem, am început de săptămâna trecută, de joia trecută, astăzi vom termina întreaga zonă cu marcaje, cu reparații, cu reabilitări, cu toaletările astea care pun mașinile în pericol, cu toate mașinile afară, e vorba de 200 și ceva de mașini, aproape 300 de mașini. Astăzi vom termina, după care vom intra în parc, probabil de luni, azi și mâine să finalizăm, de luni, probabil 3 săptămâni, dar nu mai mult decât atât, va fi un parc foarte modern și foarte util pentru oameni. Cu aparate fitness, cu băncuțe noi, cu plante și în măsura în care se pot planta niște arbuși cu balot la momentul ăsta, dacă nu în perioada următoare, în 2-3 luni, vom veni cu plantări foarte serioase. Am protejat toți copacii, că din fericire am protejat spațiile verzi, sunt mulți copaci, ceea ce este un lucru foarte bun, i-am protejat și toate operațiunile astea le-am făcut cu niște locatari inimoși care ne-au sprijinit prin a convinge cetățenii să nu vină cu mașinile pe parcare, să lase zona liberă și care ne-au sugerat tot felul de lucrări sau lucrările de care dumneavoastră au nevoie și le-am executat pe toate. Avem în vedere și zona adiacentă, ca și multe alte locuri din oraș, dar aici ar trebui să ne concentrăm pentru a termina în termen scurt și pentru a elimina blocajele, eventualele blocaje. Toate lucrările sunt aici până la capăt și aleile înconjurătoare blocurilor și o să vedeți ce frumos a ieșit și mai ales am avut în vedere intervenția pe utilitățile publice, pe rețelele de canalizare care au fost desfundate, care au fost curățate și au fost montate și cămine noi de preluare a apelor pluviale. Deci am luat toate zonele, le-am luat la mână și a ieșit un lucru foarte bun. Din păcate, nu atât de bun cât ar fi trebuit să iasă datorită lipsei de teren. Aici ne-ar mai trebuia vreo 300-400 metri pătrați. Dacă aveam, lucrurile puteau fi rezolvate și mai bine, fără nicio discuție. Dar ne-am folosit la ultimul centimetru tot ce avem la dispoziție. Am întocmit un material către primărie și în decurs de vreo 2-3 zile, domnul primar cu domnul director Chiriță au venit în zonă, au cercetat ceea ce am scris în raport, urmând ca în cel mai scurt timp să vină să apuce de lucrări. Ceea ce vedeți și dumneavoastră că s-au apucat. Noi locatari le-am dat tot concursul pentru a-și aduce la îndeplinit. A fost greu să scoateți mașinile de aici? Cinstit, da. Adică au fost, dar puțini, au fost cei care n-au dorit. Că de ce? Dar până la urmă am găsit înțelegerile, explicându-le ce vrem să facem, am găsit înțelegere la ei și am rezolvat. Duminică seara am scos toate mașinile, iar luni dimineață s-a început activitatea de amenajare, de toaletare, de pregătirea unui parc, marcaje. Suntem satisfăcuți pentru ceea ce s-a realizat. Reconfigurarea zonei cu marcaje noi, iluminat pe LED-uri, băncuțe pentru spațiile medicale, alei de acces cu parc, durează încă 2-3 săptămâni. Prima și ultima amenajare a avut loc în 1981, atunci când infrastructura orașului nu era încărcată. Câteva mii de locatari și câteva zeci de mașini. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii de știri. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3. La revedere! Complexul Argintex are deschis magazinele și vă așteaptă în condiții de maximă siguranță.
Trenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, toate le găsești aici. Zi de zi la Argintex, prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex. Aulim Zmeura castrează zilnic câini și pisici. Castrarea este gratuită. Vă așteptăm la adăpostul Aulim din comuna Zmeura. Pentru orice detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon 0733 929 356 sau pe Facebook. Cea mai frumoasă vacanță o petrece anul acesta în România, în Argeș. Excursia poate începe în cetatea Basarabilor și necropola regilor României. Gazda este Hotel Posada, o proprietate care oferă cazare și facilități de excepție. Urcă apoi de la piciorul Făgărașilor în inima munților. Fă un popas pe malul celebrului Vidraru în complexul Posada Vidraru. Te bucuri de o cazare la superlativ și un rafinat ansamblu spa, piscină, masaj, fitness, saună, jacuzzi. Mai sus, pe malul lacului, cabana Cumpăna vă găzduiește într-o priveliște de vis. Continuă excursia în creasta Făgărașilor pe cel mai spectaculos traseu din Europa, către cabana Capra. Bucură-te de sunetul apei în cascadă și de frumusețea pură a unei naturi spectaculoase. Poți face drumeții pe trasee sigure, iar oferta de cazare este și aici excepțională. Poți degusta preparate tradiționale și vânat. Posada Curtea de Argeș, Posada Vidraru, Cumpăna și Capra vă așteaptă în condiții de siguranță pentru un concediu de vis în munții Făgăraș. De peste 26 de ani, Pentarom este o firmă de prestigiu național care își respectă partenerii de afaceri prin calitatea produselor și seriozitatea în livrare. Comercializează piese de schimb auto, fabrică și comercializează ambalaje de carton destinate în principal industriei de automobile, industrie alimentare, a bunurilor de consum sau farmaceutice. Produce combustibil ecologic, a dezvoltat o linie automatizată de îmbuteliere apă minerală microbiologic pură marca Yezer. Crește și comercializează păstrăv și crap. Pentarom. Respect pentru calitate și seriozitate în business. Autoservirea Central de lângă Casa Cărții se redeschide și vă invită la cea mai gustoasă masă de prânz sau cină, pe care o puteți lua la pachet în condiții de siguranță sau prin comandă Foodpanda. Sunt pregătite zilnic de luni până sâmbătă meniuri delicioase din ingrediente proaspete și fără adaosuri nesănătoase. 50 de feluri de mâncare, meniul zilei la doar 9 lei și 90 de bani și oferte speciale. La Autoservirea Central regăsiți, de asemenea, specialitățile noastre: ciolan la cuptor, pulpă și piept de rață, somon și dorada, lasagne sau paelia. De 8 ani noi vă oferim o soluție sănătoasă pentru a vă hrăni. Autoservirea Centrală, ieftin, proaspăt și gustos. Liceul ecologic privat face înscrieri la cursurile liceale zi, seral și frecvență redusă, dar și la cursurile post-liceale, calificare asistent medical generalist. Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile. Cu cât vii mai repede, cu atât șansele sunt mai mari printre cei care știu ce își doresc. Te așteptăm în sediul din Bulevardul Republicii, numărul 226, etaj 2, fosta școală generală numărul 8, lângă gară, liceul ecologic privat. O șansă în plus pentru un viitor mai bun. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni vă oferă servicii de inspecție tehnică periodică și de servici auto de cea mai bună calitate. În stația ITP lucrările se efectuează pe standuri moderne care permit efectuarea operațiilor pentru orice tip de autovehicul din clasele a doua și a treia, inclusiv cele dotate cu instalație GPL și GNC. Servici auto oferă servicii de mecanică, electrică, diagnoză pe calculator, geometrie, înlocuire anvelope, revizie tehnică, înlocuire lichid de frână și aerisire instalație, schimb ulei, înlocuire, echilibrare roți, dejantat roți autoturisme și camioane, comandă piese și accesorii. Oferă garanție pentru lucrările efectuate. Vă așteptăm în Colibaș, în punctul Pod Colibaș, peste Râul Doamnei. Noi i-am învățat despre iubire și afecțiune din primele momente. I-am învățat ce știam, să aibă respect față de toți și de toate. Iar acum, prin campania Ecoatitudine, copiii noștri învață în școală cum să colecteze selectiv deșeurile. Când vor ajunge acasă, lasă-i să te învețe și pe tine cum să faci asta. Ajută-i să țină lucrurile curate, cum era pe vremea ta, acum în vremea lor. Ecoatitudine. Împreună învățăm!
Fantastic Studio, un nume și o experiență de 10 ani în bronzul indoor, 20 de locații în țară. Vă așteptăm în noua locație din complexul comercial Trivale Shopping Center, parter, mult mai accesibilă tuturor. Cu aparate de bronzat de ultimă generație, lămpi noi la toate aparatele și creme exclusiviste. Calitatea ne definește. Fantastic Studio Pitești. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Suntem în direct la Antena 3 Pitești. Am început o nouă săptămână și o nouă lună, august, din aceeași poveste medicală în care încercăm prin toate mijloacele să facem față unui nou virus care a produs mișcări globale în toate domeniile de activitate. Ba mai mult, în județul Argeș a dus la carantinarea două localități și altele se pare că sunt luate în vizor. Ei bine, în acest context ne referim și la un an electoral mult discutat și rediscutat, dar cu aceleași nelipsite dispute politice, cu strategii, cu negocieri, promisiuni și planuri pentru dezvoltarea comunităților din care facem parte. Interesant și de urmărit cum se va desfășura campania electorală și mai ales cum va fi primită de către cetățeni, dar la fel de interesant va fi și rolul partidelor mai mici. Pot ele oare face diferența sau răsturna situații? Rămâne de văzut, dar încercăm să aflăm mai multe detalii în această dimineață de la invitații la cafeaua cu piper, domnul Dumitru Nistor, președintele Partidului Puterii Umaniste Social Liberal, filiala Ștefănești. Bună dimineața, domnule președinte, mulțumesc pentru prezență. Să rămână și bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Și, bineînțeles, domnul Cristian Popescu, președintele Partidului Puterii Umaniste Social Liberal Pitești. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața și noastră și telespectatorilor. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că vorbim despre un partid care încearcă și reușește, se pare tot mai des, promovarea unei noi direcții în sfera politică și anume doctrina umanistă. Așadar, domnilor, se poate spune că avem un partid relativ nou în care se regăsesc oameni cu experiență și aici mă refer la dumneavoastră, domnule Nistor, dar și oameni ieșiți din rândurile celor care au realizat că implicarea nu înseamnă a vorbi doar de pe margine și aici mă refer la dumneavoastră, domnule Popescu, pentru că sunteți nou intrat în politică, dar și într-un context relativ nou pentru toată lumea și anume criza sanitară. Și v-aș întreba pentru început pe dumneavoastră din aceste două considerente, iată, nou intrat în politică și un context nou pentru toată lumea, cum veți percepe această campanie electorală? Avem nevoie de experiența celor cu ștate vechi în politică. Această tranziție de la către nou nu se poate face decât făcând apel la cunoștințele dumnealor în materie de administrație și de politică. Da, nou în politică, așa este, și m-am hotărât să fac acest pas în cadrul unui partid să fie democratic, atunci când am constatat că lucrurile nu evoluează în direcția în care mi-aș fi dorit să evolueze. Pentru cei care nu știu, eu am locuit și 15 ani, am locuit 15 ani în Canada. Întorcându-mă, am găsit Piteștiul neschimbat și atunci m-am gândit că ar fi bine să pun umărul să realizez o schimbare de care cu toții avem nevoie. Asta referitor la nou în politică. Situația, da, nu este una confortabilă. Vă mărturisesc atât mie cât și sunt convins de acest lucru, cât și colegilor mei din celelalte formațiuni politice implicați în această dispută. Nouă ne-ar fi plăcut să avem o altă abordare, un alt context, un alt, dacă vreți, un alt discurs în fața cetățeanului privindu-l în ochi, să nu există această distanțare fizică, să nu fim obligați să purtăm mască, să ne exprimăm liber, să simțim și să transmitem emoție cetățeanului. Este dificil, este o campanie electorală cu totul și cu totul atipică. Vom vedea cine va avea de câștigat din speculând acest lucru, speculând între ghilimele, evident.
Să sperăm că până la urmă piteștenii vor alege, dacă vreți, responsabil, pentru că mai mult ca niciodată au de ales între oameni, haide să le spunem, cu ștate vechi în politică, oameni care s-au mai plimbat pe aici, pe acolo, în partide politice, oameni care au făcut administrație ani de zile și pe cineva nou, care nu a mai făcut politică până acum, un om curat, un om determinat, un om în al cărui vocabular nu există cuvântul șpagă, combinație, dacă vreți, aranjament, un om care a înlocuit aceste cuvinte cu succes, determinare, negociere, profit. Aici mai trebuie și dovedit, pentru că, într-adevăr, timpul trece foarte repede, iar notorietatea trebuie să o câștigați până la urmă, pentru că, așa cum a spus, noutatea înseamnă și faptul că nu sunteți atât de cunoscut în rândul cetățenilor, iar acest lucru poate crea până la urmă un dezavantaj. Doamnă, noi am început, dacă vreți, bușa lorei, așa cum spune francezul. Fiecare om cu care am stat de vorbă, am încercat să-l convingem, cu fiecare om am încercat să avem o discuție și să-l convingem că soluția pe care noi o propunem este o soluție curată, transparentă, orientată către succes. Fiecare persoană pe care am abordat-o și cu care am avut o discuție va însemna pentru voi, pentru noi, un vot 100%. Nu am încercat să ne expunem ideile într-un spațiu larg. Am încercat să apropiem fiecare locuitor al Piteștiului. Evident că această pandemie sau această criză sanitară ne-a stat un pic în cale, un pic mai mult în cale, dar fiecare cetățean cu care am stat de vorbă, e bine, știți ce ne-au spus oamenii? Ne-au spus să nu încercați să ne convingeți că X sau Y este de vină pentru situația pe care o avem în momentul de față în Pitești. Să nu încercați să punctați sau să găsiți un vinovat pentru cele ce s-au întâmplat în orașul nostru natal. Și le-am spus de acord. Încercați să veniți cu soluții, încercați să veniți cu rezolvări pentru problemele cetățenilor. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, oamenii știu contextul actual, știu și cine este de vină, știu și unde s-ar fi putut dezvolta Piteștiul și cum s-ar fi putut dezvolta. Și atunci, ceea ce noi propunem, Partidul Puterii Umaniste și candidatul Cristian Popescu la primăria Pitești, vine cu o propunere transparentă. Vedeți, banii de la centru sunt puțini. Fondurile europene pot fi o soluție atâta timp cât le atragi, cât știi cum să le atragi și să implementezi acele proiecte în interesul cetățeanului. Investitorii autohtoni și străini pot fi o soluție. Și dacă va fi nevoie să trec oceanul pentru a aduce investitori în orașul meu drag, orașul meu de suflet și natal, e bine, o voi face. Faptul că a stat atâta timp în Canada poate fi un avantaj personal în această direcție? Da, poate fi un avantaj. Am să încerc să conving prietenii, cei care au, dacă vreți, potențial financiar, să treacă oceanul, să vină să investească în Pitești. Piteștiul este un oraș minunat, oamenii sunt foarte primitori și voi face lobby atât cât pot eu pentru a aduce investitori în orașul acesta. Către cine doriți să vă mai îndreptați atenția? Pentru că de obicei atunci când votăm, fie votăm pe cineva, eu știu, cunoscut, prieteni, familie sau un partid pe care îl simpatizez. Către cine încercați totuși, pe cine încercați să mai atrageți prin această doctrină și de ce nu prin avantajele pe care credeți că le aveți? Cred că de data aceasta oamenii trebuie să aleagă candidatul, omul. Și ideile lui, să-l sprijine, să ducă la bun sfârșit proiectele pe care le are în vedere. Mă îndrept către cei care sunt nehotărâți, către cei care nu știu pe cine să pună ștampila în ziua votului. Mă îndrept către cei care,
dacă vreți, și către rudele lor, cei care au fost plecați în afară, cei care știu cum se trăiește într-un oraș european sau, mă rog, în cazul meu, nord-american. Mă îndrept către familiile lor și le spun, așa cum eu m-am întors după 15 ani, e posibil copiilor, nepoților sau, mă rog, frații, surorile, se vor întoarce în Pitești și sunt convins că vor dori să trăiască într-un oraș ca afară. Un oraș cu mai ales că Piteștiul are un potențial extraordinar. Către ei mă îndrept eu și fac un apel dacă mă vor ajuta să ajung acolo unde îmi doresc să ajung, ei bine, le promit că Piteștiul va arăta cu totul și cu totul altfel. În primul rând către cei nehotărâți, ca să punctez, în al doilea rând către cei care au rude sau cunoștințe plecate în afară și, bineînțeles, către cei care vor un om curat, un om sincer, un om care nu a mai făcut politică, un om care vrea să facă administrație, și acesta am spus-o încă din luna februarie, la evenimentul lansării mele, că o să fac administrație și nu politică. Și dacă nu mă înșel, tot la acel eveniment din februarie, când ați fost lansat, dacă nu mă înșel, printre primii candidați la primărie, vorbeați și de mentalitate diferită. Acest lucru poate fi un avantaj în ceea ce vă privește? Da, poate fi un avantaj. Îmi doresc, dacă vreți, să aducem acea etică profesională în prim plan. Vreau ca cetățeanul să fie respectat de către funcționarul public, de către autorități și viceversa, evident. Nu-mi doresc bariere, nici fizice și nici psihice, între cetățean și funcționarul public. Da, am o altă mentalitate, vreau să abordez lucrurile diferit și sunt convins că suflul nou pe care îl voi aduce va schimba total Piteștiul. Da. Imediat o să aflăm și care este starea de spirit la Ștefănești, până la urmă, care este amprenta umaniștilor în orașul vecin, de ce nu. Dar, înainte de acest lucru, spuneți-ne în câteva cuvinte ce știm de filiala din Pitești, care este starea de spirit, cum se organizează lucrurile la Pitești din partea PPUSL. Lucrăm mult și greu. Suntem implicați în strângerea de semnături, suntem implicați în, dacă vreți, în a găsi soluții pentru problemele actuale și pentru cele care vor veni. Încercăm să gândim nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Încercăm să dezvoltăm Piteștiul pe termen lung. Suntem o echipă frumoasă, o echipă tânără. O să avem și un sediu nou municipal. O să vă ținem la curent cu privire la acest lucru. Da, este greu, dar lucrurile bune se obțin cu sacrificiu. Așa este, într-adevăr, iată, umaniștii se organizează în această perioadă pentru Pitești. Mergem mai departe în orașul Ștefănești, acolo vă reamintesc că președintele filialei este domnul Dumitru Nistor. Știu că ați venit cu planuri concrete, ceea ce este de dorit, și cetățenii așteaptă planuri concrete, așa cum vorbeam mai devreme. Care este programul dumneavoastră pentru Ștefănești? Ce anume aveți în vedere atunci când vorbiți despre locuitorii orașului Ștefănești din partea umaniștilor? Permisiunea dumneavoastră, am să mă bat puțin. Și vă rog să-mi dați voie să urez tuturor cetățenilor orașului municipiu, reședință de județ și de regiune odată, mult succes în alegerea și alegerile pe care le vor face în această toamnă. Colegul nostru reprezintă nu numai speranța noastră, nu numai dorința noastră, pentru înnoire, atenție, pentru înnoire la Pitești, dar reprezintă și o speranță a celor care n-au votat niciodată. Cei aproape 40 sau 45% care nu au venit la vot. Poate noi n-am putut să-i motivăm. Să dea Dumnezeu ca noul candidat să-i motiveze și să nu ia niciun vot de la cei care au votat altceva până acum, să meargă neclintiți în credința lor. Iar cei care nu și-au regăsit interesul, să-și regăsească alături de umaniști și de tânărul nostru candidat. Succes tuturor! Vă mulțumesc! Ceea ce privește problema de la Ștefănești, scurt și la obiect. Vă rog. Situația este tristă, la fel cum este în tot județul. Umaniștii nu au timp să facă nici procese de intenție
Și așa cum a spus colegul nostru, noi nu suntem nici judecători, nici procurori. Judecata toată este a electoratului. Dânsii vor face și judecățile de valoare, și sancțiunile politice, bineînțeles, că s-a dus vremea altor sancțiuni, și vor face și alegerile. Vor vrea mai bine să găsească aceste soluții. La fel și la Ștefănești. Să vă vorbesc de persoana mea, n-am de ce. Sunt de 45 de ani la același loc de muncă cu cetățenii. Deci cei care s-au născut acum 45 de ani și am botezat eu, să zicem, au vârsta bărbatului desăvârșit. Acum nu vom trata problemele, să zicem, în esența lor. Problemele sunt, dânșii le știu, echipele noastre au luat legătură cu oamenii, permanent îmbunătățim programul și îl adaptăm, inclusiv la schimbarea priorităților. Dacă până mai ei oamenii cereau încă un pod către Pitești, acum cer soluții mai rapide. Dacă sănătatea era pe un anume loc, acum oamenii vor ca autoritatea locală, primarul, consiliul local, să fie parte vie din viața socială, culturală, administrativă și mai nou să se manifeste și în ceea ce privește asigurarea dreptului la sănătate individuală și publică. Deci, modificăm programul în funcție de doleanțele cetățenilor. Am să trec direct și am să dau citire, cu permisiunea dumneavoastră, unor puncte din program care au fost publicate încă din luna ianuarie, au stat pe pagina noastră a Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal de la Ștefănești. Am primit mesaje, l-am îmbunătățit și vom apărea la momentul în care legea permite și sper să permită în august. Eu așa sunt optimist de felul meu, ca să termină odată și bâlciul și scandalul și necazul, dar asta nu depinde de noi, dar depinde și de noi. Vă rog să țineți și la sănătatea individuală și la sănătatea publică, vă rog să-i respectați pe toți, chiar dacă legea puțin este incompletă, e făcută de oameni. Dacă ați găsit omul perfect, nu sunt eu. Haideți să vedem atunci care sunt punctele. Nu sunt surprize, da. Nu sunt surprize. Dar sunt lucruri necesare. Care trebuiau făcute? Echipa trebuiau făcute. Sau trebuie adaptate până la urmă? Unele trebuiesc schimbate total. Bun, haideți să auzim atunci. 1. Reducerea tuturor taxelor și impozitelor locale. Este posibil așa ceva. Avem tehnica necesară, avem noi pricepuți și avem nevoie de reducere. Adică o parte din excedentul care nu se cheltuie să se reîntoarcă în mărirea gradului și a nivelului de trai al populației. Transport local propriu cu autobuze și microbuze noi, cu toate utilitățile, nu ca acum. Apă, canalizare apelor pluviale, gaze, iluminat public, asfalt, trotuare, piste pentru biciclete și utilaje agricole de separat pentru toată localitatea, în funcție de prioritățile pe care le stăvresc cetățenii. Salubrizarea cartierului Florica, repararea tuturor blocurilor cu probleme și construirea două blocuri noi, posibilitate care ne-ar permite după aceea nouă să facem un transfer de populație, adică dintr-un bloc prăpădit într-un bloc nou social. Nu s-a construit niciun apartament, nicio cameră până acum pentru locuințe sociale în orașul Ștefănești. Până acum de când timp, de fapt? De când nu s-a mai construit? Din anul 1968. Chiar de atunci? Nimic? Ok, bun. Sistematizarea zonei centrale pe DN7, podul Râul Doamnei, ramificația Golești, cu parcări, trotuare, iluminat, semaforizare, trecere de la pietoni, spații verzi. Mai e vorba de niște soluții noi pe care arhitecții noștri și urbaniștii le vor pune la dispoziția autorității locale gratuit. E un secret. Asta și pentru rezolvarea calvarului de la intrarea în Pitești prin deschiderea celei de-a patra căi de ieșire. Calea rapidă, Ștefănești, Titotron, Prundu. Să te ferească Dumnezeu să ajungi la ore de vârf în zonele respective. Unii spun, zice, nu e treaba Ștefăneștului. Da, Balaurul este în Pitești, dar coada
este până dincolo de pasarelă. Eu știu un lucru, șarpele, să știți, că mușcă cu vârful, cu capul, cum s-ar spune. Dar lovește și cu coada, lovește, nu? Lovește cu coada și încolăcește. Da. E atât, deci, de important e colabora până la urmă. Îi rog să-și modifice optica. Aici vreau să vă spun că am primit semnale pentru prima dată de la o instituție publică care se reformează, se modernizează din mers și alături de programul nostru merg și dânsii pentru optimizarea circulației, pentru sistematizare și au solicitat de la arhitecții noștri planurile și, bineînțeles, studiile făcute. Nu vorbim vorbe de placă. Deci e vorba de Poliția Ștefănești, prin secția rutieră. Mulțumim și domnului comandant care a condus activitatea până acum, ne pare că a plecat. Pace și bine a venit noua conducere. Văd că sunt oameni alături de cetățeni și, bineînțeles, că noi vom căuta să reușurăm situația, punând la dispoziție, într-adevăr, logistica noastră specialiști. Transformarea actuală de pe Ștefănești în societate proprie sau regia Consiliului Local Ștefănești, cu atribuții de gestionare a întregului patrimoniu, școli, grădinițe, lăcașe, culturale, terenuri de sport, săl de sport, parcuri, monumente istorice, ce ține străzi, poduri, podețe, construcții de paziție, salubrizare, de pe toată raza orașului Ștefănești. De ce? În primul rând, ca să stopăm hemoragia bugetară, faptul că vin foarte multe firme, lucrează cum lucrează, iau banii și pleacă, nu mai asigură după aceea nicio mentenanță, nicio garanție. Al doilea lucru, lucrătorii de acolo sunt din România, dar ai mei muncesc prin Spania și în altă parte și vor să se întoarcă acasă și vor să-i aducem în construcții, în reparații de drumuri, străzi, construcții de poduri și în alte lucrări în care dânsii excelează în străinătate, să știți. Deci vor să vină acasă. Unde să vină? Decât în orașul lor, acasă la ei și, chiar dacă sunt salariile mai mici, traiul de acasă nu se compară cu cel prins. Se compensează cu partea familială. Da. Deci este și o măsură administrativă, este și o măsură politică și o obligație, în primul rând, să ne aducem frații acasă. Mergem mai departe. Susținerea înființării unei asociații agroindustriale de privat pentru gestionarea terenurilor agricole, productive și mai ales neproductive, aflate în proprietatea cetățenilor, cu acoperirea tuturor sectoarelor, cereale, leguminoase, vie, pom, fructifere, arbuști, ornamentali, ovine, porcine, avicol, piscicol, precum și înființarea de stații de prelucrare moderne, fabrică de procesare a produselor, moară, brutărie, conserve, sucuri naturale, înființarea unei cantine sociale, pentru un trai mai ieftin și mai bun. Nu știu cât timp mai am. Continuați, vă rog. Următorii 4 ani. Ce rugăminte am? Doctrina partidului nostru, așa cum a atenționat domnul vicepreședinte al filierei județene, că asta este la nivel de municipiu, reședința județe. Dacă nu vom gestiona resursele, am spus despre resursa umană, dar dacă nu vom gestiona și resursele naturale pe care Dumnezeu ni le-a dat fără să plătim, vom face foame în calitate de proprietari mai grav decât în calitate de colectiviști, cum eram odată. De ce? Sunt sute de hectare, tot bazinul ecomicol care ar trebui să aducă Piteștului fructe, legume ieftine și toate celelalte, le vom gestiona în comun. Deci ne vom muni cam cum e Buda cu pesta, nu administrativ, nu-l vom schimba primarii sau vom face schimb de populații, că sigur foarte mulți din Pitești au ales Ștefăneștiul și să țineți minte, noi nu am închis Ștefănești. Pitești a fost închis 35 de ani, nu puteți să stai în Pitești fără buletin de Pitești. Dar noi i-am primit și cu dublă cetățenie. Cantina socială. Sunt persoane care nu mai pot să gospodărească împreună, nu-i ducem la azil. Îi vom prelua, au pensii, au și ei venituri, au terenuri agricole și vor primi recompense, în primul rând, în servicii, în care autoritatea locală, primăria, serviciile sale, trebuie să se implice. Dacă nu te ocupi de cetățeni, de ce te mai ocupi? Porcii misereți a terminat, rațele sălbatice nu mai sunt și o să terminăm și cu poporul român dacă nu avem grijă de el. Eu sper să nu. Înființarea și construirea 4 dispensare. Deci este articol nemodificat. Din ianuarie și de ce? Dispensarul veterinar de la Valea Mare este mai dotat decât un dispensar uman. E o lipsă, nu imputăm nimănui lucrul ăsta. Am crezut că poate suntem sănătoși de la mama natură, dar trebuie să ne îngrijim de sănătate. E o critică pe care mi-o însușesc. Am făcut ce am putut, dar nu am făcut ce trebuie.
Trebuie dispensare moderne, să vină specialiștii, cum e în străinătate, să fie și la noi, merită românul să trăiască în condiții bune. Și în condițiile în care avem specialiști, trebuie să ne gândim și acest lucru, că avem și pleacă. Dacă nu, ne vom trimite copiii noștri la specializare. Dacă tot pleacă ăia și ăia vom școlariza pe bani, pe banul, cum s-ar spune, public, și medic epidemiolog, și medic veterinar, și pe ceilalți îi vom angaja, cum avem și medicul școlar, care este plătit de Consiliul Local, banul public, și vom avea medicii noștri. Nu putem să stăm toată ziua cu medicii ca fotbaliștii. I-a scorit piața, piața, pleacă omul. Da. Încă maxim 3 minuțele și v-aș ruga să ne concentrăm. Păi nu, o să mai venim pe la dumneavoastră. Vă Partidul Umanism nu este un partid care se adresează numai, să zicem, oamenilor de la o anumită vârstă. Măsuri pentru tineret. Transport gratuit pe mijloacele transport în comun, care sunt proprietatea orașului Ștefărești. La ora actuală nu e niciunul. Dar noi, în legislaturile precedente, când eu eram primar, am asigurat 4 ani de zile transport gratuit pentru elevi, studenți, profesori și personalul tehnic din învățământ. Veterani de război, văduve de război, urmașii acestora, cu probleme și handicap, invalizii, iar cei care nu puteau să deplaseze însoțitorii lor ca să-și aducă alimente, medicamente și să facă cozi pentru o rețetă sau ce mai trebuie. Am făcut-o, am experimentat-o și a mers și a fost foarte bine și oamenii o cer din nou. Scutirea de la plata taxei pentru corectarea gunoiului pentru copii cu vârste cuprinse între 0-18 ani. Deci cine nu aduce venit n-are cum să-și plătească gunoiul. În perioada noastră, 2 ani de zile, am cărat gunoiul din Ștefănești gratuit. Dacă mint, oamenii trăiesc. Acum, taxa de gunoi sau salubritate este foarte scumpă. Adunat la 5 membri dintr-o familie, e mai mult decât impozitul pe locuință. În atare situație, o parte din banii care nu se cheltuie trebuie să se întoarcă din taxe și impozite ca măsură socială pentru a încuraja, nu lenea, și calitatea salubrizării zonei. Elevii și studenții beneficiară de scutire dacă participă la programe de voluntariat în beneficiul localității, cursuri, tabere de formare ca agenți pentru protecția mediului și înfrumusețarea orașului. Dânsul care a fost în tratate știe ce înseamnă acest lucru. Să-l facem și noi. Accesul la informare rapidă prin internet gratuit, wireless pe toată raza localității Ștefănești. Dacă nu ai niște oameni informați, n-ai cum să spui că ai comunicare. Bun, și un ultim punct pentru încheia aceasta. Știu că sunt și vrem să le auzim pe toate cu altă ocazie. Oricum, iată, planuri interesante și mărețe din partea Partidului Puterii Umaniste Social Liberal pentru Ștefănești. Noi așteptăm și altă ocazie pentru a le dezbate și mai mult, domnule președinte. Normal. Și un suflu nou la Pitești prin domnul Cristian Popescu, președintele Partidului Puterii Umaniste Social Liberal, filiala Pitești. Vă mulțumesc pentru prezență. Și ne vă mulțumim. Și domnul Dumitru Nistor, președintele filialei Ștefănești a Partidului Puterii Umaniste Social Liberal. Vă mulțumesc și mult succes tuturor. Vă mulțumesc să rămână și să vă găsiți. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumim și noi pentru atenție. Felicitări echipei FC Argeș pentru promovarea în Liga 1, iată, după mai bine de 10 ani și mult succes de acum încolo, pentru că alt greu de acum încolo începe. De altfel, nu ratați emisiunea lui Ionuț Manta de astăzi, Arena Sportivă, repriza de sport de la ora 15. Sunt Dana Popescu, să aveți o săptămână responsabilă. Rămâneți cu programele Antena 3. Numai bine, la revedere!